14, zis Miruna. 19. Dar era zis Mica. Cine a zis 14? Nu știu. I-am zis 19. Atunci facem problema 19. 19, da? 19 atunci. Și mai vezi pe 21 și pe 22? Nu! Alea dumneavoastră le-am făcut. Ei, le-am făcut cu trapezul de bea acum, pare. Știu, de asta știu. 19. AH este înălțimea triunghiului ABC. AH. Înălțimea triunghiului ABC. ABC. Cu H aparține integralului BC. Deci AH înălțimea triunghiului ABC. H aparține lui BC. H aparține lui? BC. BC. E pe dreapta BC? Da, e pe dreapta. Uh-huh. Trebuie să puneți cu paranteze. Dacă M, N și F sunt mijloacele laturilor AB, M mijlocul AB, M aparține lui AB, dar nu oricum. Astfel încât AM concluent cu M, B. N aparține lui AC. N aparține lui AC. Asta încât AM concluent cu N, C. Și P aparține lui BC. P aparține lui BC. BC, așa încât B, P concurent cu P, C. Lui DC, da? BC. Cu B. BC. Așa încât B, P. Congruent cu BC. Arătați că, concluzie, M, N, P, H, trapezii sășeu. M, N, P, H, trapezi. Sășeu. Mână pe H, trapezii sășeu. Deci, facem și noi figura. Luăm o triunghi. Normal că triunghiul are care luăm. Deci, triunghiul ABC are care. A. B, C, AH, înălțime. Deci perpendiculară din A, pe BC, AH. M e mijlocul AB. M, mijlocul lui AB, da? Da. M, A lui AC. Și P al lui BC. Și să arătăm că M, N, P, H, mână pe H este da, trapez isoscel. Adică trapez isoscel, adică... Cele două laturi neparalele să fie congruente. Și asta trebuie să fie trapez. Trebuie să arătăm că este două paralele. Adică mână cu, cu HP, nu? Da, mână cu HP. Da, asta are de arătăm. Stați, faceți noi figură. Și după aceea să arătăm că și MH și congruentul cu NP. Și NH cu MP. Da. NH cu MP. Am notat altfel, zice că ceva. Da? Da. Dar tot acolo. Da. Da. Hai, Adi, ai o idee? Ca să fii trapezi. Eu am. Două laturi trebuie să fie paralele. N, M și H, P. De unde știi când e paralel? Unde nu se află în mână. Nu, unde se află? Mână e mijlocie. Corect. Așa este. Între unii. Nu e mijlocul AC, mâna da, lui AB, da. Nu e din mijlocie, e paralelă cu BC. Cu BC. Deci trapez este. Atunci. Că e și isoscel. Că e isoscel. Adică nu să fie congruent cu MP. Da. Asta e exact. Păi... Nu. Cu MP. Păi dacă luăm... Despre M, P, ați putea spune cât este? M, P. M, P. Da, este tot linie mijlocie. M, P, tot linie da, mijlocie, că mă-i mijloc, cu mijloc. Facă. Și jumătate din da, acă. Și acă ne decide că ți-o 2-3 sau ceva.
Atenție, M, P, e jumătate din AC. Adică N, C. Dacă și H, N ar fi tot cât N, C, dintr-un alt motiv. Că la isoșel, da. N, H. Dacă luăm triunghiul, care să luăm triunghiul ăla de acolo, A, N. Dar de ce a vrut să o dat în înălțime? Păi vi s-a dat o înălțime, copii. Dar de înălțime? Păi da, AH, AH. E perpendiculară. AH și înălțime, mă. Și atunci de 100 că și AHK e de 90 de grade. AHK? AHK e de 90 de grade. Da. Așa, așa, așa. Ce fel de triunghi este AHK? E sosul de unghiu. Este un triunghi dreptunghic. Nu, e dreptunghic, da? Atât. Și ce este HN în triunghiul ăsta dreptunghic? Care e HN? N. Mediană, corește vârful cu mijloc. Vârful, H cu mijloc. Ce știm despre mediana într-un triunghi dreptunghi? Perpendiculare. Nu. La isoscel se întâmplă așa. Dar mediana într-un triunghi dreptunghi... Este jumătate din ipotenuză. Exact. Deci HN e jumătate din AC. Gata! Yes! Gata problema. Anca. Da? Deci, asta e... Da? Hai să vedem. Desfim, cum an în congruent... Lasă-l pe Adi să... Adu-l să acolo. Hai, da. Hai, nu știi de unde să înceapă. Știu eu. Zi, mă, în mijlocul lui am, lui ab, rezultă că am în congruent cu... Deci avem am, Adi. Congruentă cu M, B, din ipoteză asta. Deci am cu M, B din ipoteză. An, și an cu N, C. An, congruentă cu N, C, tot din ipoteză. Ah, s-a dus bateria acum. Mă, ce am în seara asta? Nu-mi imite aici. Păi da, merge. De asta am venit mai devreme. Am uitat să zic. Păi, tot urmă, păi ceva ați mers, nu? Da, eu mă buzeam, mă duc acasă eu. Da. A, tot ei, merge. Aș purta voce? Facem, de toate. Oh, ești tare. Îl ducem, îl ducem. Mergem cu toții, da. Da. Bun, eu nu. Îl duci? Nu, nu. Poți să mergi, am înțeles. Ok. De ce nu poți să mergi? Noi mergem. Da. Mergem și pentru tine. Da, da. Da, și pentru sugara ta, pentru toți copiii da, din țara asta, că trebuie să întâmple asta. Sper să am bătirea. Uite cât e de trist el. Eu nu pot să merg deloc. Noi vrem să dizolvăm parlamentul, pentru voi. Pentru mine, că noi ne-am trăit. Hai să ne concentrăm aici. Hai să ne concentrăm aici ca să putem merge. Exact, ca să merge, dacă nu... Dar ajută că mână, linii mișocie. Deci de aici rezultă? Mână, mamă. Și mână, și mână. Întâi mână, ca să zicem din trapez, mamă. Deci mână, linii mișocie. Asta înseamnă că nu mâi paralelă cu HP, scriem domnul profesor, sau cu băgă? Deci mână, mână, paralelă cu BC. Cu BC. BC. Și cum zicem din trapez? Și cum HP, B, C, liniuță, aha, H, așa, da? Așa, P, B, rezultă cu C, H, P, B, rezultă de aici că... HP, paralelă cu HP, mână paralelă cu HP. Mână paralelă cu HP. Și atunci, ce n-am apuțit? Mână, HP, da, zi, Iancuța. Dacă poți să mă duc să... Mână HP. Și el are suferință. Și tata și mama avem suferință. Și părinții mei, dar nu mai contează. Eu am de făcut părinții. Tata nu poți să vină. Eu merg. Cei care pot, care nu... Dacă nu sâmbătă, duminică, vă așteptăm pe toți acolo. Facem, până-i dăm jos. Hai să vedem problema că ce vă spun că facem. O să a căzut deja. Trapez, îl duc. Deci mână... HP, trapez. Mână, HP, rezultă mână... HP, trapez. HP, trapez. Trapez. Și tu, Adi, erai bun, că ai vocea tare, da? Ce să-ți fac? Mână, HP. Mă pare rău, știu.
Ești cu tata, asta e. Ce să-ți fac? Eu până acum am distrat la handball. Păi ce să-ți fac? MHP, trapez. E poate mă lasă jumătate de oră. Trapezi așa. E ca se vorlă pe acolo. Ce pe congresul PB? Așa să scrieți. Ce pe congresul PB? Haideți că numai asta o face și vă arăt, vă spun planul cum. Putem să strigăm cu ea președinte? Ce? Da. Ce pe paralel cu pe... Ce pe a zis congruentă. Ce pe congruentă, da. Cu PB. Da. Ce pe congruentă cu PB. Da. Asta, ce mai am? Deci ce pe congruentă. A, M congruent cu M, B. Da. A, M congruentă cu M, B. Și A, nu cu fână. Da, bun, nu mai interesează. Numai faptul că e mijloc M la mijloc și pe la mijloc. Ca să spun că M, P, linii mijlocii. Deci. Da. De rezultă că M, P, linie mijlocie. Și din linie mijlocie, e jumătate din B, AC. Deci M, P, egal cu, A, cu AC pe 2. Deci M, P, este AC pe 2, da? Păi de altă parte. În AHC, în triunghiul AHC, în AHC, rezultă că... Ce fel de triunghi este AHC? AHC e dreptunghi, nu? Deci avem că AH e perpendiculară pe HC. Deci, ăsta e unghiul care e din 90 de grade ăsta, deci, da? Iar faptul că A, N, I, C, N, C, A, N, congruent cu N, C, A, N, congruent cu N, C, înseamnă de aici că H, M, ce este? H, M, mediană. H, N, mediană. Deci HN este ACP2. HN este ACP2. Și cum una e ACP2, cealaltă e tot ACP2, din cele două rezultă că laturile neparalele, MP, congruent cu HN. Și congruent cu HN și treaba e rezolvată. Da? Așa, hai să facem planul. Hai acum. Da. Măcar să participi la plan, da? Da. Așa. Mama, dacă auzi asta, mă las și pe mine. Bă, da, te lasă cum ești pe ora de matematică, așa că... Da, da, ora de matematică. Dar până la 8 jumătate erai la matematică. Apoi atunci mă pregătesc să țin. Mamă, de ce ați sus acolo? Și astea, domn profesor. Ce e acolo? Eu, ce multe. Eu am făcut în 2014. Am plecat de casă, da? Așa. Atenție, în 2014 am făcut un protest la guvern. Deci, mă aflam în februarie 2014, scările guvernului, într-un protest solitar. Adică de unul singur, da? Ei bine, așa era. Dragilor. Vino și tu aici. Mă vine să credeți. Ce am putut să fac. Eram în extremă de supărat. Pentru că se întâmplase... Dar sunt două plașe. Asta s-a prins aici una de alta. A, sunt prinse. Lasă așa prinse. Lasă-le prinse. Dragilor, acesta este... Biostupul. Cu care am luat medalia de aur, m-am povestit așa. L-am avut la cele două expoziție la Inventica de la Iași. Asta. În 2011 se întâmplă asta și l-am avut și la București în toamna lui 2011. Și atunci, pe astea două, am scris pe scurt bătălia pe care am dat-o eu împotriva corupției. Să învățăm să nu copiem. Adică, apropo de contra și cu plagiatul. Supărați noștri învățământului au reacționat. Da? Iată, așa. Zeu, prin Andrunescu, m-au organizat. Da? În 2007, PDL-ul prin Hârdău, m-au sancționat. În 2008, PNL-ul prin a domniței, ministrul a domniței, m-au executat.
2009. Justiția a confirmat. În 2009 justiția a confirmat. Execuția mea. Pentru supraviețuire spre apicultură m-am îndreptat. În 2010, biostupul am inventat. În 2012, poliția prin hărărie cu violență, supina, mi-a confiscat. Mamă, Rima, bravo, tu, profesor. Altă 107. Procurorul Bosenceanu, un rechizitoriu fals a realizat. Judecătorii, după probe false, au judecat. Mamă mia. Toată realitatea se află pe cuprinsă în videomanuale. Videomatematica, videoapicultura, videomatematica și apicultura. Așa. Vă ajută, profesor, să descășești. Haideți să vă arăt secvența cu care m-am plimbat 10 minute pe scări de guvern. Cum? 10 minute cu ele în gât. Puse așa în gât, uite așa. Vă ajută, profesor. Superbă chestie. Nu cred. Dar să nu pe internet. Nu-i trebuie. Măi, copii, să află filmul pe internet. Da, așa v-a plimbat cu alea. Nu cred. Ascultați-mă. Deci nu-i guvernul. Dar sunt filmul pe internet. Nu-ți vorbe. A făcut și filmul și l-a pus pe internet. Vai, și cum se numește? Păi, proful meu, ta stați aici. Apare ăsta, așa, exact, filmul. Vedeți exact. Așa vrea să priviți acum, domnule. Da, așa voi face. Da. Nu glumiți, vreau să vă împărțimați. Vreau să vă împărțimați. Poți să-l pui pe Facebook, da? Vreau să vă văd. Filmăm, face și filmul, luăm camera la filmat. Vreau să vă văd, domn profesor. Vreau să vă văd. Nu. Salvați-l pe proful ăsta să revină iar în școli. Auzi, dar nu mai doresc, domn profesor. Vă mai doriți să mai veniți? Nu la școală, nu la școală. La școală de stat. Acolo unde se poate... Aveți grijă, domn profesor. Nu, doamnă! Da, un pic, dacă poți să ridici pe camera să se filmeze. Da, ia dă-te camera. Dă-te camera, să vă ajut. Să filmează, ia să filma. Am înțeles, am înțeles. Nu l-a oprit, nu l-a oprit. Veniți lângă mine. Duceți-vă acolo. Și... Să fați pe prof online. Așa. Și da, mai am și eu asta. Și videomatematica. Și ce vreau un pic să miști tu camera așa. Ai înțeles, ai înțeles. Deci așa am aflat, dragilor. Uitați așa să deam pe scările guvernului. Așa, au trecea pe lângă mine și așa, până când, după 10 minute, s-au sesizat și ponta, au trimis gardienii și m-au luat la întrebări. Ce cu dumneata aici? Nu le protestez. Dar erau șocați că eram chiar la intrare. Intrase pe scări, stăteam pe scări, acolo la intrare, pe la ușă. Eu fusese de mai multe ori. Deci vă spun asta. Și ei erau obișnuiți, mă cunoșteau așa. Zice, păi ăla care vine și face... vine și cu câte o petiție, cere câte ceva, nu știu ce. De data asta nu s-au gândit că eu am și astea scris, le-am pus. Am avut pe cineva care a filmat. Era fratele meu care a filmat. Așa, cu el m-am dus. Așa, a venit repede și a spus, fraților, domnule, nu trebuie, vă duci să protestați în partea alaltă. Nu știu, domnule, dar aici trebuie să protestăm, aici avem nevoie. Că este interesant, aici, o vizu, transmis rapid, o echipă, domnule, spașniți, vorbeam la telefon, spașniți. Deci, domnule, te-ați stat pe proful online pe Google și vedeți acolo filmele mele, eu fac de atâta perioadă, nu vă vor să mă ia în seamă, e problema lor, dar eu asta trebuie să fac. Haideți să vă duceți în partea cealaltă. Haide să mergem și ce? Protestați așa. Întorceți-vă și invers, să vadă și pe spate. Da? Să vadă, domnul profesor. Păi da. Asta este cea care am luat la medalia de aur, la apicultură. Voi știți, v-am mai spus, sunt indenzator. Dar pe spate ce scrie? Pe spate, da? Este o altă planșă. Cu care am luat la Iași, asta au fost, și asta au fost la București. Așa scrie și pe. Da, așa. Același lucru. Așa, împărțim. Ne împărțim. Da, stați pe Google Prof Online, vă rugăm frumos. 400 ne ajung. Că dacă nu... Dacă nu ne ajung, nu mergem nimeni. Da, dacă nu vin la voi, acasă, dar nu știu ce o să fie urât. Bă, dar eu vreau să văd ca să simt dacă... Ce zi, le aduc până la... Spune și fratele tău, dacă poate veni. Vreau să aducă ceva de acasă. Păi să aducă porta vocea. Și eu stau la porta vocea. Dar stați pe Google. Prof online. Acum ai vorba despre prof online aici. Ce bun e. Domnul profesor, unde ne întâlnim? Unde ne întâlnim, domn profesor? Poftim?
Domnul profesor, nu mai vreți să mai veniți la școală? Avem locuri libere. La noi, la școală, în locul de proiecte. Da, să le mai ziceți, da, opreți, domn profesor? Da. Am zis că tu ghiuzi de